Horoscop Fecioară iulie 2022. Destul de bine și, cel mai important, luna iulie activă așteaptă Fecioara din 6 iulie. Marte în Tauro va trata foarte favorabil, dar trebuie și ea să ia inițiativa. În ultimele zile ale lunii iulie, Marte se va apropia de Uranus. Poate fi o perioadă foarte aglomerată de reînnoire și circumstanțe neașteptate, destul de favorabile, care vă pot schimba viața. Pentru unele fecioare, un astfel de sprijin va aduce rezultate tangibile muncii, profit financiar și satisfacerea cu succes a dorințelor, energie și oportunitatea de a face multe, mai ales dacă ceva a fost amânat anterior. De asemenea, este de așteptat să crească competitivitatea și capacitatea de a vă apăra interesele. Totuși, în prima jumătate a lunii pot apărea dificultăți de comunicare, oportunități de dialog și construirea unei linii corecte de comportament, dezamăgire la o serie de contacte sociale și chiar la persoane apropiate. Nu va fi o idee bună să încercați să schimbați curentul și, în mod activ, așa cum se spune, să ieșiți și să comunicați mult. Cel mai bine ar fi să vă concentrați pe cercul interior al comunicării, să căutați sprijin acolo, să acordați mai multă atenție propriei stări de spirit, realității interioare. În a doua jumătate a lunii, situația se îmbunătățește, deși gradul de agitație crește. Zile foarte productive de pe 6 pe 11 iulie, când atât cuvântul, cât și fapta merg în armonie. Din 22 iulie și până la sfârșitul lunii, va fi o coerență a dorințelor și oportunităților de a le îndeplini, situația financiară se stabilizează, de ceva timp, starea emoțională se îmbunătățește, treburile casnice vor necesita multă atenție, nu în ceea ce privește griji urgente, ci mai degrabă, în ceea ce privește atmosfera, treburile familiale și cercul interior. Iulie vă va aduce un test, căci va fi nevoie de răbdare în doze uriașe. Care este problema? Locul de muncă. Restul vor fi doar nimicuri în comparație cu el. Să presupunem că nu puteți pierde din vedere premiul, timp liber și un plan bine gândit pentru divertisment. În acest caz, nu vă puteți pierde capul, menținând situația la locul de muncă. Cu toate acestea, serios, ceva va fi în neregulă cu munca voastră. În această lună va trebui să vă descurcați singuri. Nu cedați presiunii. Iulie fericit fecioarelor practice și metodice! Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!